adică dacă ea se flacără pe acolo, în resto, coptile, dacă eu zic lasă, din nou la muncă, așa e? Ce să faci? Lasă că e bun. Dar și nici coptilul cu mașina. Ciobani, ești tu... Cum ai zis că te cheamă pe tine? Tare. Plinicușor și tare. Ia spune tu. Spune, mamă, cum? Pis. Bravo. Câți ani ai? 3. 3 ani, mulți înainte. Păi mulțumesc. Cu cine ai venit? Cu bunicul și bunica și mămica? Cu tati. Și tati, bravo. Multă sănătate îți doresc. Zi, mulțumesc. Mulțumesc. Da. Celul biroanilor, nu, Andrei? Faină turmă de mioreși aici. Domnul Negoi, haideți mai aproape de noi. Bine te-am găsit aici, în Muncelul Birăuanilor. Ce faci? La noi, la Muncelul Birăuanilor. Ai venit cu oile la pășunat? Aici, la munte, am scos. Astăzi măsuratul? Da, azi măsurăm. Două cuvinte, dacă ai putea să ne spui așa despre măsurat. Cum se... Ce tradiție este aici? În... E care... Păi... Munce oile lui. Da. Fiecare butucul lui, unde ședim, locul lui. Oile să oile... boite, cum se spune. Da, le cunoaște fiecare care sunt ale lui și dacă n-ar fi boite să-l cunoaște. Tot numai clar, da, să, le, da. Să le boim. Fiecare și le mulge, după aia vine cu laptele să măsoare. Și la cât, cum se... La un litru de lapte, după... Dacă ai un litru de lapte, se mutește cu 35, când e brânza. 35 de... Da, după un liter. După un liter. Da. Dar astăzi, de exemplu, când le mulgeți, fiecare și ia laptele sau... Da, le ia acasă, că nu începe aici în butoi, ca să... Uh-huh. Până, și după... până la maturat, le ia baciu, care e primul. Care după e primul? Aia, le... Tu, pe perioada iernii, le-ai ținut acasă și la colibă și acasă. Și acasă. Și aici, până când o să stați în ce? Da, pe 23-25 august. August. Da, cam așa, cam stă în sfârșitul august. Cam câte oițe aveți aici în, în turmă? Da, la asta și la un moment dat, peste 30 oricum. Peste 300. Mă mă întrebat. Baci? O, suntem 11. 11 baci. Da. Sunt împutunat că fiecare... Da. Sunt doi, trei care au mai multe, vei cu mai puține, că... Cam peste tot, acum așa da, e. Cam mai mult pe loc cu casa aici și... Nu se merită, că toate scumpe, toate... Porumbul era 90 de bani, anul trecut a fi 2 lei. 2 lei. Da, s-a făcut și... Da. Muncești mult și cam în zadar, că nu... Nu-i plătită munca. Nu-i plătită munca, e foarte multă muncă, mizerabilă de unele ori, că trebuie să stai în ploaie, în moșirile. Da, da. E, pădurile sunt închise, sunt multe căzături, multe... Ținem așa ca să... Să duci tradiția mai departe și că le, și că le iubești. Să, da, ce-ți trebuie de-al tău până să poți și... Da. Nu se mai poate, asta e. De câte ori să mulg? De trei ori? De trei ori să mulg, da. La prima brânză și la a doua brânză. Și la mult, depinde cum e și vara. Dacă e mai seșetă și rău de iarbă, atunci se lasă în doi lapte. Dacă nu, tot în trei lapte. Apa aveți aici? Apa avem și la izvor, avem și la stână trasă. Este și aici jos, sunt bălăie pentru apă să bea ele. Nu e problema, e problema de... De ploaie, cum ține timpul, da, da. Natura. Aseară o plouat aici? O plouat, azi noapte, o plouat rău.
Îți doresc ciobănie ușoară și să ne vedem sănătoși. Da. Ne vedem cu bine. Da. Romica, astăzi o să vezi munca ta, roadele muncii tale de asta iarnă, asta toamnă. Când le-ați adus oile? Marți. Marți. Ai și ajutorul tău aici? Da, da, da. Fără el. Fără el, nu. Câinii ai adus? Da. Da, asta cu. Da, așa e mai bună mâncarea dacă e cu fum. Vițel cu porc. Da. Da, absolut, atât vita cât și porcelul, tot în gospodăriile noastre. Tot crescut în gospodărie. Sigur că da. Asta înseamnă că nu știu mai bine. Sigur că da. După ce ai șalea, nu rău. De 5 și 10 centimetri. Vedem cum arată acum. Aproape de final. Aproape de final. Numai că am acum soba în cui ne. E carbunele de rău. Bine v-am găsit! Mulțumim lui bunului Dumnezeu că încă o dată, într-o zi atât de frumoasă, ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a lungit șirul vieții, ne-a dat sănătate și putem să fim din nou împreună aici la măsuratul oilor. Mulțumesc! Iată că am ajuns din nou să avem sărbătoarea măsuratului și anul ăsta cu invitați special din partea Ministerului Agriculturii, din partea Asociației Dacia Hunedoara, din partea altor instituții. Cu mare plăcere prezint pe domnul secretar de stat, domnul Iulian. Ziua. Domnia sa o să-mi permită să-i pronunț doar numele mic, pentru că este mai ușor de reținut. Domnul director general Florin și domnul profesor director general, domnul Neață, pe care apropiate și împreună cu primarul nostru, domnul Jurca, care este pe drum și vine și el. Am toată convingerea că breaza noastră este o realitate, iar domniile lor vor face totul să fie omologată așa cum se cuvine ca și rasă. Eu vă mulțumesc și îl rog pe domnul secretar de stat, domnul Iulian, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Am venit aici să vă transmit toate gândurile bune din partea domnului ministru Adrian Chesnoiu. Suntem prezenți aici în rândurile dumneavoastră,
suntem alături de dumneavoastră și vreau să, să vă asigur de toată colaborarea noastră și să fiți siguri că aveți un partener de dialog, de încredere. Și noi vă mulțumim, domnul secretar de stat. Cu mare plăcere îl invit să ne spună câteva cuvinte, domnul director general Florin. Bună ziua, vă spun și eu. Atât cât vorbea colegul meu, domnul Iulian Bucu, secretarul de stat, mă uitam pe dumneavoastră și observ și aici foarte mult bine. Un lucru îmbucurător pentru mine și pentru, cred că și pentru dumneavoastră, fiindcă aveți generații din urmă care să înlocuiască ceea ce ați lăsat dumneavoastră, această varietate care în curând va fi rasă breaza de Valea Jiului, o rasă autohtonă. Sigur, domnul director general, domnul profesor Neață. Dragii mei, sigur că n-am decât să vă spun bine v-am găsit, să mă bucur din toată inima că sunteți azi aici și că vă continuați tradiția milenară pe care înaintașii voștri au avut-o pe aceste meleaguri. Sigur, n-aș putea să trec neobservat faptul că, de fapt, ne-au adunat aici aceste exemplare extraordinare care stau în spatele strunge acolo, în spatele vostru. Această minunată creație a lui Dumnezeu, care este oaia brează. Oaia brează pe care mi-am propus, alături de cei doi colaboratori ai mei mai tineri, să o omologăm și să o creăm ca rasă pentru care să reprezinte identitatea Văii Jiului. E plină România de brezi acum, dar toate au plecat de aici. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Și ce pot să vă spun? Eu personal l-am invitat pe ministrul agriculturii, care n-a putut să vină azi aici, aseară a venit de la Bruxelles. Astăzi are o întâlnire care era planificată mai devreme, mai înainte, cu producătorii de utilaje agricole în zona de sud a țării, dar a delegat un secretar de stat și un director general care să-l reprezinte și să aibă tot sprijinul, să vă acorde tot sprijinul aici. Ceea ce pot să vă spun că a făcut ministrul pentru această populație, a înțeles la propunerea mea să scadă numărul pentru sprijinul voluntar cuplat pentru acea subvenție mare pe care o știți dumneavoastră, de la 60 la 40. Astfel încât din exercițiul financiar 2023-2027, cei care au 40 de oi și mioare acasă, să poată să intre în sprijinul voluntar cuplat. Sigur că mai avem de lucru. Partea tehnică de omologare a rasei ne aparține nouă registrului genealogic și știu ce înseamnă chestia aceasta, să fiți convinși că mă voi lupta să o omologez ca rasă, dar mai trebuie făcut ceva. Și acest ceva este legat de sprijinul acesta financiar, care oarecum mai trebuie crescut pentru această zonă, care este o zonă sigur mai vitregă decât zonele din sud, zonele de câmpie, că la o subvenție de la 25 de euro câte acum pe cap, măcar la 35 în exercițiul financiar următor. Sper să obținem această chestiune, mai ales că, așa cum v-am spus, ministrul agriculturii are toată înțelegerea pentru a dezvolta oieritul în această zonă și pentru a acapara munții și a popula pășurile alpine. În rest, ce să vă spun? Mă bucur nespus că aveți aici foarte mulți tineri, asta înseamnă viitor, și să vă dea Dumnezeu sănătate ca împreună să sărbătorim certificatul de omologare al acestei rase. Vă mulțumesc! Domnul Neață, ca întotdeauna prezent între noi, domnul primar Vasilică. Da, mulțumesc! Vă salut pe toți! Mă bucur că am reușit să ajung astăzi la măsurat în Muncelul Pironilor și îi mulțumesc și domnului Neață, pentru că este prezent în al doilea an în munții noștri. Anul trecut a fost în Muncelul Dobrăii, anul ăsta este aici, împreună cu domnul secretar de stat, îi mulțumesc și lui. Deci e o vizită destul de importantă, da? Și domnul director general de la ameliorare. Deci sunt niște lucruri care unora dintre noastre vi se par, nu știu, simple, dar să știți că ceea ce fac ei pentru, ceea ce vor să facă pentru noi, e foarte important. Ceea ce spunea domnul Neață, și știți, mare parte dintre noastre, vis-a-vis de cei care vreți să primiți subvenția aceea de 100 de lei sau 10 zeu, mai exact, aveați nevoie de un număr de efective de 60.
Deci după ce a fost și a văzut oile din Valea Iului, domnul Neaț a insistat să se reducă acest număr la 40. Deci acum și cei care aveți 40 de oi puteți să, să primiți acea subvenție. Ce să vă zic? Să mulgeți mult lapte. Tot ceea ce dumneavoastră transmiteți și aveți nevoie. Noi vă mulțumim și spor la muncă după ce părintele Florin va oficia slujba necesară. Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți. Lască-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și a sugarilor ți-ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii tăi, ca să nimicești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privești cerurile, lucru mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că îngeri? Cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el, l-ai pus pe el peste lucru mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mărilor și cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește-ne! Boala și toată ispita farmecelor, a de ochiului și a vrăjitoriei care vin din lucrarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Doamne, animalele acestea, le izbăvește de toată răutatea și neliniște, ca un bun și viitor de oameni, pe robii Tăi aceștia, iartă-i de toate cele care au păcătuit, iar pe animalele lor sănătoase le arată și de supărările cele rele ale oamenilor celor vicleni, ale otrăvitorilor, descântătorilor, fermecătorilor sau fermecătoarelor și ale tuturor diavolilor vicleni, curățește, Doamne, animalele lor, dărindu-le lor izvorul laptelui curat, mâncare cu multă sporire, și depărtează de ele toată privirea ce are a ochilor celor văzând ajutorul Tău, să-ți mulțumească în toate zilele vieții lor, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, Hristos a înviat, sănătoși și bucuroși, să se împerumică că El are de lucru, așa, Hristos a înviat, Doamne ajută, sănătate. Da. Pe tine cum te cheamă? Domnul Dragoș. Dragoș, bravo.
să duc, bă! Atât e ca tu așa! Ce vreți să vedeți? Mințe? Cornile! Avem ele măchinele, nu ține bătăi. Cât are asta? Nimic. La fel, dacă se vede. Acum mai puțin la asta, femioară. La asta devine mai mult. Da? Da, da. Aia mai e vârstă. Asta-i cuțuțele mici și nici nu au vrut să o scoată. Acum ce să fac? Nu-ți toate la fel nici ieșchele la mână, nici pinte. Nici muierile n-au tuțele toate la fel, unele mai mari, unele mici. N-au vrut să o scoată deloc. De-aia am zis că asta e bucea. Să lase acasă cu miaua. Dacă nu îți place, mă scoți și de la lăsă. Bă, dar îi plăia ce faci. Aici însemnați câte oi au mors. Aia îmi place fața lui aia, aia îmi pare ca și... Nu, nu, aia, stânga. Aia de acolo, din mijloc. Nu, asta care de-aia cu capul ăsta, care-i colina asta. Aia e acum, asta. Asta îți pare că arată șablon aproape. Măierte de pus în poză pe, pe undeva. Da. Faci un cap de... Da. Aline, ce tot însemnezi aici? Numărul oilor care au ieșit la strâmb. Și care sunt lemulți acum. Da. Thank you.
gras, e. Mm-hmm.